Mulțumim! Acum am aflat și noi ce mai cai ai călărit și ce puicuță ai iubit și numai haina ta de știe. De ce te uitai așa la mine când ziceai de puicuță? Când, când o să fie ziua ta? Ia, uita la tine? Ia. Daniel, când e ziua ta, o să primești cadou un fier de călcat. Ca să încarci singur haina, nu? Mulțumesc! Unul se gândea să-ți ofere un cal. Da. Din păcate. Da, repede au venit. Cuțe, sau puicuțe. Păi da, și Lorena sau banii ce, te uiteai la mine, nu știu cum ziceai puicuță. Păi dacă erai lângă el... Păi normal, măi, Lore, mă, păi zici. Când durează emisiunea asta? Până dimineață. De ce? Nu, că vreau să știi că dacă e să ne mai scurtim sau să ne mai lungim. Să ne mai lungim. Să ne mai lungim. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu ne îmbătăm. Șoncă de asumat, dar până atunci, până atunci mai avem, draga mea, pentru că trebuie să ne cânte Alesis, bineînțeles, să vă ascultăm cu drag! La dans! Ceas, mândrulița mea, ora asta n-am s-o las, inima nu vrea. Bate topa, parcă ceas, mândrulița mea, ora asta n-am s-o las, inima nu vrea. Îmi place să învârtesc jocul mândru românesc, să văd roata în șiran și drăguță lângă drag. Înșiră-te, Margarit, uite că ai loc. Fă-te cobor de argint pe tine să joc. Îmi place să învârtesc jocul mândru românesc, să văd roata în șiran și drăguță lângă drag. Noi vă mulțumim. Adriana, stai, dacă tot e și trupa Alesis aici și Vărucu. Haideți împreună să o salutăm pe doamna Bila. Noi o să fim împreună de Revelion în Israel, la Marea Moartă, și o să petrecem acolo cu românii noștri dragi din Israel. Așa e, așa e. Bine, să... așa e în Israel. Și o să mai fie și alte surprize, așa că româna... Acolo o să mai fie și alți artiști, da. Dar noi ne-am adunat aici colțul ăsta, deci cel puțin colțul ăsta va fi la Marea, la Marea Moarte. Da. Și la Marea Vie când vă duceți. Da, pe acolo, lângă Marea Moarte și Marea Vie.
Bun. Bine, da, salut. Dar, o salutăm pe Bila și pe toți a ei. Și pe toți românii. Și pe toți românii. Pe toți românii noștri de acolo. Și mai avem de salutat pe românii noștri, pe prietenii noștri din America, de la San Francisco. E, acolo chiar avem niște prieteni care ne așteaptă după Revelionul din Israel. Ne așteaptă la San Francisco al doilea weekend din ianuarie, unde Mandea va fi naș, cum se spune, iar Lorena și Rizescu, Ionica Ardelean și trupa vor fi... Să cânt cu găina! Când terminați, fărule, când terminați, să veniți și la noi în Pantelimon, mâncați-și. Da. Nu, că noi din Pantelimon plecăm prima dată. Păi din Pantelimon și după aia continuă. Toți artiștii care o să fie în America o să vină acolo la nuntă. Stai puțin, a zis Cristi Rizescu? Da. Păi el urmează la cântat și de-aia eram... Bine, dar ce vreau să spun este că și în America și în Israel ne vom duce tot cu goblenul. Bine. Goblenul fermecat, căldură mare, vărule, căldură mare. Da. Cristi, ce faci, ești tu? Aole, nu pot să cred. La ce pagină, la ce filă ești? Să le transmiți americanilor despre acest goblen. Vai, uite ce bine e tine, Cristi. Vai, Cristi, descrie goblenul ăsta, iată-l. Nu te rog, lasă-l pe Cristi, te rog. Hai, Cristi, hai, ia zi. Dar ține să-l vadă că e spectacol. Uite, e la pagina 465, la carte. 465. E aproape la capăt, da? Așa, zi. Da. E la epilog. Hai! Mama. Ce? Poezia aia. Mama de George Ciubuc. A ajuns la cuprins? De George Ciubuc? Atât de bine vede. Atât de bine vede cât a putut să citească. Și? E și prăfuit. El a cuprins deja. Ia. Ce citește domnișoara de aici? Manuscrisele de la Marea Moartă. Da, aia era. Vezi? Păi dar ce? Acum studia știa că noi vedem Marea Moartă. A presimțit, bărule. Da. De Revelion la Marea Moartă. Cântăm, da. Hai, muzica. Casă mică de la țară, pe lume am venit. O odaie și o cămară, acolo am copilărit. Într-o casă mică de la țară, pe lume am venit. O odaie și o cămară, acolo am copilării. 20 de primaveri să mai am, i-aș trăi viața. Ca sat nu e nicăieri lume, acolo mă trage viața. 20 de primaveri să mai am, i-aș trăi viața. Descus prin iarbă înrourată, să merg în plăcea. Ieșeam cu băieți la poartă și fete de seama mea. Descurs prin iarbă înrourată, să merg în plăcea. Ieșeam cu băieți la poartă și fete de seama mea. 20 de primaveri să mai am, i-aș trăi viața. Trage-i o
viața. 20 de primaveri să mai am i-aș trăi viața. Ca în sat nu e nicăieri lume, acolo mă trage viața. Părinții mei tineri la față, să-i mai pot vedea. Aș da, Doamne, ani din viață și din sat n-aș mai pleca. Pe părinții mei tineri la față, să-i mai pot vedea. Aș da, Doamne, ani din viață și din sat n-aș mai pleca. 20 de primaveri să mai am i-aș trăi viața. Ca în sat nu e nicăieri lume, acolo mă trage viața. 20 de primaveri să mai am i-aș trăi viața. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumesc mult! Cu foarte frumos ai cântat, dragul meu! Când am venit, păi eram de mult. Uite, acum ai grijă de tablou! Ai grijă din cauza la tablou, ai văzut, nimeni ne mai vede, draga mea. Auzi, îl mai chem încă o dată pe prietenul nostru, Alex de la Orăștie, măi. Că vrea să ne spună ceva. Alex! Alex, ce faci acolo? Ia microfon în primul rând, da? Și vine alături de mine. Ai zis că vrei să ne spui ceva, da? Ia. Da, vreau să vă spun ceva. Ia, spune. Un banc. Nu uzi eu cu bancurile. Nu, altceva. Nici cu goblenurile. Nu uzi goblenuri. Nu. Eu am ceva special și vreau să dedic o strofă dintr-o melodie foarte frumoasă unei mari artiste din muzica populară. Dar nu... Nu spun cine e, că știe doamna cine e. Da, eu știu. Hai, să vedem. Dar ne spui după aia, scrie. Din codripe, deala vale, dau treseam un voinic la re. În suflet cu supărare, dau sus la munce, sus române sus, acolo și i-am cui dus la vidra de sus. Bravo! Mulțumesc! Frumos. Toată viața am spus că lui Alex Dumnezeu poate nu i-a dat înălțime, dar ce nu i-a dat înălțime, i-a pus în gât. Așa este. Păi cum? Da. Mulțumim! Bravo. Uite, Alex, destul de înalt? Ba, el e foarte înalt când îți ține părul așa. De asta mi-am făcut, vărule, de asta mi-am făcut freza asta să fiu și eu țină mai... Mai puteai zice o strofă, dar te-ai zgârcit. Data viitoare. Alex a vândut casa lui taică-su și și-a făcut freza asta. Da! Alex de la Orăștie, să-l ascultăm chiar acum!
Lorena, vino alături de mine, draga mea. Foarte fain. Foarte fain. Ai văzut ce m-a jucat de fain? Am văzut cât de bine joacă și de cât de bine cântă, și așa că nu contează înălțimea, ci contează în... Ce faci, măi? Totdeauna au contat omul să fie tânăr. Omul să fie tânăr, să poată juca, să poată bucura de viață, să se poată, uite, mi-au cântat ăsta și mă paraliză. Ce-i cu tine, tataie? Tataie, mare, ce pățiți, măi. Lorena, că era să zic ai zis bine? Nu, că asta am vrut să spun. Cu atâția tineri aici, mă duc să văd dacă domnul ăla care nu vrem să se știe cine e el cu păcalul alb, mă duc să văd dacă mai are... Hai, du-te, că te chemam noi. Du-te. Tataie, du-te. Și promit că nu vin cu goblen. Nu, vină cu coniac. Hai cu tablou. Pentru că trebuie să vină alături de noi vinovata anghelii mele care ne-a adus acest goblen. Că ne-a făcut seara Ileana Ciuculete, Ilenuță, dragă. Pentru asta voi câștiga bani peste ani. Așa e, Ileana. Nu. Mi-am făcut popularitate cu el. Cu goblenul, bineînțeles. Goblenul va ajunge și peste mări și țări, la Marea Moartă. Să-l duc și în Israel, nu? Și în America și la Australia, că poate avem bine. De gând să mergem cu Alex de la Orăștie, cu Văru, cu tot poporul. Toată trupa. Și cu Gop. Ăla, la loc de cinste va fi. Ileana? Cine mai vine în Australia, mâna sus? Noi venim! Hai, Ileana Ciuculete, să ne cânte!